Bună seara, bine ați venit la premiile pieței asigurărilor. Bine v-am găsit! Ne bucurăm că sunteți alături de noi în această seară și profităm de această ocazie pentru a vă pune câteva întrebări despre piață. Cum vedeți dumneavoastră evoluția în acest an a pieței de intermediere? În primul rând ne bucurăm ca întotdeauna că avem un fin observator al pieței de asigurări, Media Exprim, Trustul de Presă Exprim, și cred că este esențial să aducem aproape de toată lumea aceste rezultate. Și nu numai rezultatele, ci munca care stă în spatele lor. Piața asigurărilor este într-o continuă evoluție și din prisma faptului că eu cred și am crezut întotdeauna că un viitor este mult mai bun dacă este asigurat decât dacă este așteptat. Prin urmare, chiar și cel mai bun lucru trebuie verificat și asigurat. Ce planuri are compania pentru acest an 2019? Destine se focusează în mod special pe calificarea profesională, pentru că noi credem că reușita este generată de doi factori cheie: un grad înalt de pregătire al partenerilor și colaboratorilor și, nu în ultimul rând, de o înțelegere cât mai exactă a nevoilor clienților noștri, persoane fizice, persoane juridice, și vrem prin această calificare ridicată să-i ajutăm să înțeleagă ce înseamnă expunerea la risc. Cum a fost anul 2018 pentru Destine? Un an solicitant, un an care ne-a întins la maxim toate calitățile, ca să zic așa, dar întotdeauna când vântul bate puternic, rămân în picioare copacii tari. Deci ne bucurăm că avem astfel de oportunități să ne demonstrăm forța. Așadar, anul 2018 a fost unul provocator și vă așteptați ca 2019 să fie... Și mai provocator. Iar în ceea ce privește tehnologizarea, pentru că toată lumea vorbește de tehnologie și de implementarea noilor tehnologii în industria asigurărilor, cum stă Destine la acest capitol? Am făcut un pas destul de vreme în această direcție, lucrând foarte mult la platformele noastre online, la munca n-ai obișnuit pe colegii noștri cu digitalizarea, și vrem să creăm contextul necesar în așa fel încât această digitalizare să ajute oamenii, nu să-i încurce. Deci ne pregătim permanent pentru acest lucru și nu cred că există un moment în care poți să spui că ai ajuns la nivelul cel mai înalt în digitalizare. Considerați că se va face poate în viitorul apropiat, nu știu, sau mai îndepărtat, o triere a celor care nu se vor alinia la aceste noi tehnologii? Cu siguranță informația ajunge pe alte căi către noile generații. Trebuie să ne uităm către generația millennials și către cealaltă generație, așa numită X. Cu ei comunicăm în alt mod și cred că în meseria noastră, în primul rând, esențial este comunicarea. Ce mesaj aveți pentru clientul din 2019? Să aleagă cu atenție, să rămână pretențios, să pună întrebări și să fie foarte selectiv.